Mă bucur din suflet, Mircea Mincea, prietenul meu de viață, că iată facem și emisiuni culturale împreună. Până acum am făcut mai mult tenis împreună, am făcut emisiuni radiofonice și acum avem și bucuria asta să facem o emisiune de cultură împreună. Vă mărturisesc că în fața mea stă un prieten vechi de-al meu, se numește Mircea Nicolae Mincea, este un avocat de succes. Ori de câte ori mi-au apărat mie, pe mine sau familia mea sau prietenii mei, totdeauna noi am câștigat și de pentru care, din punct de vedere profesional, te admir și te respect într-un mod deosebit. Iar ca pe un prieten ce mi ești, de atâta vreme țin la tine și te iubesc și te prețuiesc foarte mult. Ești un om de valoare și mă bucur că printre prietenii mei te numeri și tu. Claudius, mulțumesc pentru aprecieri, sunt exagerat de elogioase. Noi astăzi avem o întâlnire care este prima dintr-un ciclu de emisiuni, având ca și temă centrală poezia, în special poezia românească, marea poezie românească. Vom încerca să pătrundem și în domenii colaterale sau să întindem, să ramificăm, să plecăm de la poezie, să ajungem poate în zona educației, poate în zona culturii, civilizației, mentalităților. Absolut. Noi, înainte să venim la emisiunea de astăzi, ieri am mâncat împreună la prânz și exact despre asta discutam, pentru că trebuie să știți din start că noi încă nu știm cum se numește emisiunea noastră. Și ne-am dat temă de casă, fiecare celuilalt, să găsim trei titluri. Eu până acum am găsit două titluri, Eu n-am niciunul. găsit niciunul. Da, dar uite, aș vrea să ți le propun, ca să văd dacă Te rog. ți se... Știi, acum cuvântul patrie, din păcate, se un pic își pierde din... Conotația aceea care mai de mult avea atât de mare importanță, pentru că în contextul ăsta al globalizării, deja patrie devine ceva lăsat deoparte. Dar există o carte fabuloasă care a scris-o Petre Popescu, poate ai citit, se numește Dulce ca mierea glonțul patriei. Și pornind de la titlul ăsta, mă gândeam eu cum ar fi Dulce ca mierea ai cuvântul patriei. Pentru că noi o să vorbim despre cuvinte, despre necuvinte, despre Nichita Stănescu, despre poezia românească. Asta era una dintre titluri care mă gândeam. După aia am trei titluri. După aia, mai de mult, când am discutat noi despre temele noastre, mă gândeam, ți-am propus de fapt, să se numească dintr-un vers eminescean, un vers celebru, să se numească emisiunea noastră Nu e păcat ca să se lepede clip, și mă lăsăm, de aici începe, clipa cea repede ce ni s-a dat. Păi nu e păcat ca să se lepede clipa cea repede ce ni s-a dat? Păi e păcat. Asta ar fi o altă. Este un fragment din poezia Stelele în Cer. Se Exact, presupune că foarte este frumos, ultima da. E ultima lui poezie. poezie care Da. s-a și găsit în manuscris, în halatul Halatul lui. lui, în buzunarul stâng, înainte de moartea lui, scrisese această poezie. Am mai povestit noi doi că ultima lui cuvinte a fost către asistent, fă bine, rogu-te, dă-mi un pahar de lapte, așa a murit Eminescu, marele nostru geniu și poet național, sunt sfârșit. A fost ultimul lui cuvinte, bă, lapte și în următoarele 15 minute a murit. Și a treia, continuând ideea mea, a treia titlu pe care ți-l propun, în eposul popular românesc, în folclorul românesc, există o poveste absolut frumoasă. Dar nu numai că povestea este absolut frumoasă, dar există o idee care este fascinantă și ideea asta o găsesc cu presosință în folclorul românesc. Eu am studiat și alte folclor aparțin altor civilizații, dar n-am găsit niciunde atât de esențial spus următorul lucru, și anume spunea tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Amintește-ți, ăsta este idealul suprem al oricărei civilizații umane, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Și atunci eu m-am gândit așa să numesc emisiunea noastră, tinerețe fără bătrânețe și cuvinte fără de moarte. Cu poezia românească sunt cuvinte fără de moarte, îngerul meu de prieten. Imaginează-ți tu, este o poezie superbă pe care a scris-o Nichita Stănescu și de la această poezie am pornit și eu cu o idee în care spunea să-mi faci părăstați și la toamnă colac dintr-o limbă română. Ardem mocnit, nu, alungă-mi pe ascuns din durerea ce arde mocnit nepăgână, mamă a toată învierea, țară tu, limbă română. Asta este țara noastră. Țara noastră este limba română. Mai presus decât orice fel de Nichita spațiu. Stănescu spunea, Nichita Stănescu, patria puterea mea mea este este limba limba română. română. Înțelegi, îngerașule? Trebuie să-i dăm o încărcătură de sacralitate Trebuie să-i dăm și în și același cu timp și... ajutorul poeziei putem vedea și cum a avut loc evoluția limbii române, cel puțin în ultimele Da, secole. pentru asta ne interesează ca să vedem care au fost... Nu o să vorbim așa foarte scolastic și foarte didacticist, pentru că pe nimeni nu interesează. Dar noi o să punctăm și o să arătăm lucruri... Asta nu trebuie să spunem.
astăzi este o ediție pilot. Astăzi doar ne prezentăm unul pe celălalt, doar vorbim puțin despre poezie și despre încărcătura asta, în ce context apare poezia modernă și poezia arhaică în limba română. Și încet, încet vom ajunge chiar și la poeți. Și încet, încet ajungem la poeți, că pe noi asta ne interesează. Noi când ajungem la poeți, acolo o să excelăm noi. Și asta vorbeam eu cu fratele meu ieri, când mâncam împreună noi la un renumit restaurant din Deva, mâncam o zeamă de fasole cu ceapă fabuloasă și amintește-ți tu că spuneam că noi nu putem să despărțim din păcate sau din fericire, nici nu știm cum să abordăm, faptul că poezia, literatura apare într-un context cultural și educațional. Noi nu putem să facem o despărțire între educație și cultură. Noi nu putem să spunem că suntem niște persoane foarte educate, dar nu avem cultură. Sau suntem niște persoane care avem foarte multă cultură, dar nu avem educație. Cele două se presupun, se întrepătrund, cele două conotații. Cele două... Și dacă vorbim de spațiu românesc sau de neamul românesc, în ce context a apărut nevoia sau necesitatea de poezie, deci, de literatură? La început, necesitatea de literatură a apărut din necesitatea de a se păstra o limbă, de a se păstra limba română unitară. Și dacă ți amintești tu probabil sau cei care ne ascultă la început, literatura română era în exclusivitate traduceri din limba slavonă în limba română și traduceri biblice. Adică se traducea Ecleziasul, se traducea cartea Cântarea Cântărilor și alte psaltire, psalmi, etc. Și după, ca și un pas imediat următor, au început ca să apară scrieri lăsând la o parte, adică scrieri, creații personale, lăsând la o parte traducerile. Și aia au fost primii pași. Dar important a fost faptul că ca să poți să scrii în limba ta autohtonă, o trebuie să o păstrezi și în ce condiții s-o păstrat. Iar aici tot, dar absolut tot, meritul este meritul bisericii. Să știm, biserica românească este cea care a purtat tot greu și care și-a asumat această responsabilitate de a transmite mai departe, de a nu lăsa să se piardă limba română. Pentru că noi în administrație vorbeam o altă limbă și în familie vorbeam limba română. Dacă nu mă șel, primele versuri au aparținut lui Varlam. Nu greșesc. Nu greșești cu nimic. Vasile Moțoc era numele său. Cazania, așa se numea primele versuri, da. Și au fost primele versuri tipărite în limba română. Absolut, foarte frumos. Da, amintește-ți tu, acum suntem ca la română să te întreb, care a fost prima dintre poezii care te-a învățat la școală? Eu am fost și profesor domnului, prietenul meu. Cu mult timp în urmă, la liceul de muzică. Da. Am fost profesor de franceză, nu am fost profesor de muzică, de muzică de română. Amintește-ți tu că a fost o poezie foarte frumoasă care spunea: într-o grădină lângă tulpină zări o floare ca o lumină. Ți-amintești? S-o las să strică, s-o tai mi-e frică, că invers, s-o tai să strică, s-o las mi-e frică, căci vine altul și mi-o ridică. Asta a fost prima poezie care a fost considerată ca precursoare, ca premergătoare a poeziei moderne. Deci, în celălalt doar despre asta vorbeam noi, despre faptul că nu putem să facem o separare clară între educație și între cultură, că să fim educați și să avem cultură sau așa mai departe. Dar trebuie să stabilim de asemenea și să subliniem că există și o conotație istorică a educației, pentru că una era educația în evul mediu și una este educația care se face acum pe vremea gadgeturilor și a accesului la o distanță de un click la orice fel de informație din întreaga lume. Dar condițiile istorice în care s-a propagat această idee de educație și de autoeducație, de dezvoltare personală, în acest proces al învățării și al auto-învățării, pentru că noi prin învățare să știi că nu numai că ne aducem informații, dar ne și dezvoltăm cultura, deci cele două se presupun și se întrepătrund. Până acum, spațiul românesc are totuși o dezvoltare din punct de vedere al educației diferită față de apusul Europei, ca să zic. Acolo era un mediu unic. Eu chiar am fost de câteva zile în Bologna. În Bologna este orașul unde a fost înființată prima universitate din Europa în secolul 11, 1088, dacă nu greșesc. Aspecte pe care nu le regăsim în spațiul românesc. A fost o altă formă de educație, preponderent sătească, nu? Dar nu uita cu sprijinul puternic al bisericii. Asta vreau să spun. Biserica catolică era o biserică foarte dezvoltată și foarte puternică și în contextul acesta se investeau bani în universități și în facultăți. La noi
era o biserica noastră schismă, ți amintești când a fost un 1054 când a fost biserica noastră. Atunci a fost oficial, oficializat. Ea a fost mai de mult. Da, două, trei secole înainte. Atunci a fost recunoscut oficial. Biserica noastră, Biserica Ortodoxă, nu a fost atât de dezvoltată ca și Biserica Catolică. Mă refer la partea pecuniară, la partea financiară. Și susținerile proiectelor lor au fost limitate de banii care erau strânși. Dar și în limba, și în România au existat, bine, în țările românești, ca să fie așa mai... Au existat dorința asta de a face educație, de a învăța poporul, pentru că poporul nostru, din păcate, era lipsit de educație. Și am plecat și cu dezavantajul că, într-adevăr, la început, primele cărți au apărut în altă limbă decât limba română. Dacă nu mă înșel, primul act în limba română este 1521, sper să nu greșesc, scrisoarea lui Neacșu. 1526 este mai precis, dar nu contează, da, nu? Da. Dar au fost alte scrieri înaintea lui. Asta este un fel de scriere oficială. Au fost traducerile, care au fost în limba română traducerile, ale monahilor, nu știu cum se chemau, când mi-am amintesc eu acum numele lor, celor din Maramureș, care au tradus codicele maramureșan, care le-au tradus în limba română. Și atunci au fost primele scrieri în limba română. Dar recunoscută ca și scrisoare oficială din punct de vedere al administrației, este scrisoarea lui Neacșu de la câmpul, de la... Da, către judele Brașovului. Brașovului. Da. Eu, că se numea Iohannis, să știi. Da. Printre altele. Dar și ea a anunțat, prin această scrisoare, a anunțat de iminența atacului unor trupe, garnizoane turcești, care cu siguranță ajungeau să atace. Ideea este că limba română apare oficial mult mai târziu decât alte limbi. De exemplu, această scrisoare e aproape de momentul Shakespeare, când în Anglia deja aveam un mare dramaturg, un mare poet, după Dante, deci mult mai târziu. Avem în spate, avem asta ca și un fel de condiționare, dar în același timp este și un avantaj, pentru că limba română se păstrează proaspătă, se păstrează vie, tânără, nu este o limbă învechită, cum este greaca și latina, care observ treptat se pierd. Limba română este deschisă la inovație, ea a putut, imediat împrumută neologisme, imediat vine cu... adaptare, cu, cum să spuneți, updatare, cu îmbunătățire, se alipește, ia modele, pattern-uri din marile literaturi ale lumii. Literatura europeană, sincretismul european, cu Eugen Lovinescu, imediat își propun ca să scrie ca și ei. Vezi? Adaptabilitatea asta este propriu unei limbi tinere. O limbă care este o limbă încetățenită are și orgoliu unei limbi vechi care nu neapărat... Cu orgoliu, știi, nu faci față multor situații care sunt neprevăzute. Dar acum hai să revenim noi puțin, adică acum nu ne-am propus ca să continuăm, știi, ca să nu fie stufoasă emisiunea și să fie ceva așa cât se poate de simplu. Chiar mă uitam cât de faină cetatea aici în dreapta noastră. Castelul, nu cetatea, dar castelul e ca o cetate. Așa, și spune tu mie, din perioada adolescenței tale, când îți plăcea să citești, așa cum am văzut, știu că citesc. E foarte depărtat. Nu e depărtat, nu, că tu ești un tip tânăr. Din perioada adolescenței tale, care puiul tati era latura poetică înspre care te îndeptai? Aveai un poet preferat? Îți plăcea anume? Mă refer strict la literatura română acum. Sigur că existau mari poeți ai lumii care erai atras de Edgar Allan Poe, de Rimbaud, de alți mari scriitori francezi. Cred că și cazul meu este un caz poate tipic al tuturor adolescenților. Începi să descoperi într-un cadru organizat, un fel de bibliografie obligatorie, poeții care sunt sugerați prin sistemul educațional, și în măsura în care ești atras de un anume domeniu, în speță de poezie sau de literatură, începe propria ta căutare și propria ta formare distinctă față de ceea ce poate să ofere sistemul educațional. Cred că această paralelă și întrepătrundere este foarte importantă. Adică, pe de o parte... Ce ți se cere, ce ți se propune, da, să citești, care este baza unei... și ceea ce citești tu ca descoperire personală. Da, cred că doar așa putem să ne formăm, să ne găsim propriul drum și propriile vibrații legate de artă, dacă vrem să bine, vorbim. Cred că pe vremea ta voi n-ați mai învățat Mihai Beniuc și n-ați mai învățat George Lesnea, Partidul e în toate și în cele ce sunt și în cele ce mână vor râde la soare, da. Iambobul din am prins, Grâne și am prins Cărunț. Chiar perioada în care a avut
loc eliberarea de cenzură și de arta servită din punct de vedere ideologic și era o căutare ferventă de descoperire a autorilor interziși, desertari sau cei din exil sau cei care fuseseră interziși sau condamnați sau anatemizați într-o formă sau alta. Atunci deja se eliberaseră drumurile pentru Cioran, pentru Eliade, pentru toți cei care au avut de suferit. Petrețuția și mulți, mulți alții care, într-adevăr, datorită terorii istoriei, nu au putut fi valorificați în anumite perioade. Ai dreptate puțin, dar tu te-ai îndepărtat ca la școală, te-ai îndepărtat de întrebarea mea, știi, eu te întreb și tu zici alta. Da. Te-ai întrebat care era poetul, spre ce poezie îți plăcea să citești? Era o poezie romantică, era o poezie abstractă, ce îți plăcea să citești ca și în vremea adolescenței, nu imediat ulterior. Eu cred că în orice domeniu artistic, la început te apropii de formele clasice, de formele ușor perceptibile. De exemplu, în muzică, ca să facem o paralelă, la început nu poți asculta, dacă vorbim despre muzică clasică, decât Mozart, Vivaldi, poate Beethoven la începuturi și abia apoi poți trece, pe măsură ce urechea ta se obișnuiește, se formează. Așa cred că este și în poezie. Trebuie să ai deschidere neapărat. Partea clasică emoțională de bază. Deschisă, sigur. Putem discuta de Vasile Alexandrii, chiar dacă după o anumită perioadă nu cred că mai deschizi o carte. Dar pe nedrept. Tu când erai adolescent citeai Vasile Alexandrii? Am citit și Vasile Alexandrii. Dar aveai față de el o bucurie, o plăcere? Nu pot să spun în mod deosebit. Citeai cu plăcere și cu entuziasm, citeai Mihai Eminescu? Da, da, da. Citeai cu plăcere și cu entuziasm, George Coșbuc. Da. Și după aceea am ajuns, evident descoperind mai mult pe cont propriu și către o poezie ermetică, să zic, sau cu pe vers alb, care are noțiuni abstracte, care are o altă. Eu cred că este o evoluție firească și nu trebuie sărite etapele. Nu cred că vom auzi niciodată un adolescent care a trecut direct la Ion Barbu sau la Lucian Blaga. Cred că este. Asta vreau să întreb. Și care a fost impactul asupra ta ca adolescent când ai descoperit literatura sau când ai descoperit poezia domnului Lucian Blaga? O poezie de o asemenea amploare, care are conotații filozofice și care practic răscolește tot ceea ce s-a întâmplat până la el, și cred că așa a fost de la Poemele Luminii și ulterior toate versurile pe care le-a scris, este în primul rând o provocare. Este o provocare cu propriile tale limite și cu propriile tale prejudecăți legate de domeniul despre care discutăm, în speță de poezie. Este evident că are un caracter revelator. Faptul întâlnești ceva nou sau nu neapărat fundamental nou, dar cu foarte multe ramificații care te scoate din rutina obișnuită și îți deschide alte orizonturi, de a înțelege un anume fenomen. Asta vreau să spun, că noi mai de mult am discutat despre chestia asta, tot așa, când am fost noi pe terasă și am vorbit despre faptul că era unic în Europa, faptul că Lucian Blaga avea o catedră de filozofie a culturii. El nu avea o catedră de filozofie, el avea o catedră de filozofie a culturii, adică întrepătrunderea, disecarea a tuturor structurii, a valorilor intrinsece, a valorilor interne, ce înseamnă cultura. Și asta este durerea cea mare, atunci când au venit comuniștii la putere, au ajuns vânzător la Aprozar, în Cluj-Napoca. Eu știu exact și locația de unde a fost vânzător, pentru că, din întâmplare, fericită întâmplare, una dintre nepoțelele lui mi-a fost mie colegă la Cluj, la liceul Nicolae Bălcescu. Și prin intermediul ei am fost acasă, la casa în care locuia domnul Lucian Blaga, și am văzut locuința în care el a trăit ultimele zile. În 1961 a murit, din păcate. Asta vreau să spun, puiu tati, că este ceea ce aduce, acum facem așa ca o mică creionă, ceea ce aduce el nou și care este absolut extraordinar, este faptul că el propune iubirea ca și act al cunoașterii. Deci tu cunoști lumea și te cunoști pe tine însuți prin iubire. Iubirea ca și act al cunoașterii este extraordinar. Tot ce propune el. Cred și că nu este apanajul exclusiv al lui Lucian Blaga. Dar cred că e primul care aduce în poezie, știi? Poezia, cred că are, mai ales dacă vorbim despre poezia romantică, la Eminescu sau la mari poeți germani, romantici, evident că este unul dintre izvorurile cele mai consistente.
legat de sursa de inspirație. De fapt, este specifică oricărui artist. Iubirea este o temă centrală. Da, dar vezi că iubirea poate uneori nu o folosești ca să cunoști prin iubire. Înțelegi? La el asta era frumusețea, că el propunea ca și ca un instrument al cunoașterii, iubirea ca și un act profund gnoseologic, un act profund al înțelegerii și al cunoașterii naturii înconjurătoare și a naturii umane. Pe că alți poeți folosesc iubirea ca și alte instrumente, ca și instrumente de integrare socială, ca și instrumente de suferință personală, de dezvoltare personală prin suferință. Nicita Stănescu spunea la un moment dat, apropo de chestia asta, că nimic nu poate fi mai frumos decât să suferi din iubire pentru prietenii tăi și pentru oamenii tăi apropiați. Acum, dacă am vorbit despre Lucian Blaga, lasă-mă să-ți recit. Da, eu aș vrea ca emisiunile noastre să fie și încărcate de versuri efective, nu doar discuții despre... Nu doar discuții. Da. O să-ți recit o poezie foarte scurtă despre Lucian Blaga, se numește Autoportret. Lucian Blaga e mut ca o lebădă. În patria sa, zăpada făpturii ține loc de cuvânt. Este foarte frumos. Zăpada făpturii ține loc de cuvânt. El este într-o continuă căutare de pretut din totdeauna. El caută apa din care bea curcubeul. El caută apa din care curcubeul își bea frumusețea și neființa. Ăsta este fratele nostru Lucian Blaga. Deosebit de impresionant. Și o să avem o emisiune, dacă Dumnezeu ne ține în viață, bineînțeles, să ne ocupăm strict de poezia lui Lucian Blaga și o să poți să-ți recit versuri până te saturi de ele. Dar în același timp să nu uităm și de fratele Nichita Stănescu, despre care tocmai vorbeam noi înainte de începerea emisiune. Pentru că Nichita Stănescu este impresionant prin autenticitatea și prin simplitatea și prin abordarea lui poetică nouă. Să nu uităm de fratele Mihai Eminescu, cum îi spune noi, Conu Mișu Eminescu. Dar nu noi i-am spus prima dată Conu Mișu Eminescu, ci Nichita Stănescu i-a spus Conu Mișu Eminescu, care avea o profunzime și care avea o limpezime a minții. Nichita pleda pentru intimitate în conversațiile personale și, cum îi numești tu, frați, pe toți îi vedea foarte aproape de sufletul său. Nichita Stănescu avea un suflet atât de mare cât era capabil să-și îmbrățișeze toți oamenii pe care îi întâlnea și cu toți să fie autentic și tuturor să le ofere un zâmbet. Era generos din toate punctele de vedere și, dacă nu mă înșel, este o anecdotă. Prin anii 70, când a fost premiant, premiul Herder, dacă nu mă înșel, la Viena, a primit un, cred că anii 70 și ceva, cred că înainte să mă nasc eu, a făcut un gest deosebit, sau cel puțin așa se povestește. După ce a ridicat premiu, a cumpărat flori de toți banii și le-a împărțit pe străzile Vienei. Excepțional. Și-l cred și că așa este, au fost. Da, cred că este adevărat. Dar îți mai spun și eu, apropo de chestia asta, o anecdotă deosebit de frumoasă, apropo de Nichita Stănescu. Nichita Stănescu era într-o colectivitate care venise, și un ministru, care venise cu un Mercedes negru, și cine era el? Și Nichita Stănescu spune o chestie foarte frumoasă: nu uitați, dragii mei, că Mercedes-ul nu merge de multe ori la apă. Nu merge des la apă, pardon. Da. Ulciorul nu merge des la apă. Așa, da. Da. Ulciorul nu merge des la apă. Despre așa era. Da. Și tot Nichita Stănescu, bineînțeles că ministrul l-a certat și a spus: ce poezie asta, care nici măcar n-are rimă, ce poezie asta, e o porcărie. Nici nu știu cum te mai suportă apratul de stat, cum era pe vremea aceea. Și el a zis: nu vă faceți probleme, domnule ministru, dumneavoastră o să fiți ministru toată viața, dar eu o să fiu poet toată moartea. Adică se vorbea mai degrabă despre posteritate. Despre posteritate. El știa că are o valoare. Acesta este un subiect interesant, Claudiu. L-am putea deschide chiar în această emisiune. Care au fost raporturile dintre poeți, dintre artiști, ca să zic așa, și instituțiile vremurilor în care au trăit, și care a fost percepția contemporanilor legat de valoare artistică? Despre asta trebuie să avem niște aparteuri în care să vorbim așa mai pe larg despre asta, pentru că ai văzut în general poeții nu sunt recunoscuți, nu le este recunoscută valoarea în timpul vieților, pentru că ei foarte mult împiedică, încurcă, impietează, în sens cu ghilimele de rigoare, pentru că ei nu sunt aserviți neapărat politic, pentru că ei au independență. Vorbim de poeții autentici, de poeții, pentru că autentici. Au existat și bine, poeți care și-au pus talentul, ca să zic așa, în slujba unei ideologii. Cum a fost. Și nu erau lipsiți de talent. Nu erau. Mihai Beniuc a scris și poezii foarte frumoase, deși poezii penibile, cu Mărul de lângă drum, sau George Lesnea, care a scris poezii cu comunismul așa pe față, adică
stupide ce învățam noi la școală pe vremea aceea. Dar din oportunism și-au folosit talentul pentru a parveni? Noi nu știm să spunem asta. Că noi nu putem să garantăm că ei au fost oportuniști pentru că au vrut ca să trăiască bine. Dacă era crezul lor, nu te poți. În crezul omului, în credul, domne, eu cred pe comunism, nu, pentru că asta e problema personală a lui, de percepția lui și de cultura lui, dar de educația lui. Dar ce poate fi în mintea unui om care știe că are talent, este cert, este sigur cumva de talentul lui și decide totuși să se vândă, să se prostitueze din punct de vedere intelectual pentru anumite avantaje materiale. Am să se spun pentru un singur cuvânt. Se numește acest comportament, se numește un comportament pervers disimulat. Înțelegi? El disimulează să se adapteze, ca toată lumea să nu-l pune deoparte, să câștige bani, să trăiască decent, să-și asigure faimă. Înțelegi? Nu toată lumea poate să facă asta. Am vorbit noi înainte de emisiune că yes man, e greu să fii yes man. Pentru noi cel puțin e greu să fii yes man. Din păcate, foarte mulți contemporani de-a noștri în jurul nostru vedem foarte mulți yes man cu da, șeful, veți avea o scamă și eu puțin sunt dezgustat, dar nu vreau să ajungem la latura asta a discuțiilor. Uite, mai bine ți-a recit o poezie foarte frumoasă. Te rog. De o poezie extraordinară în care chiar astăzi m-am gândit la ea cu drag, la poezia asta și mi-am zis, sigur, poezia asta ți-o recit ție când mă întâlnesc cu tine și o recit și colegilor noștri care ne ascultă, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Și fii atent, este o poezie de Nichita Sănescu în care este vorba despre condiția umană. Asta este toată condiția umană. Așa este cum a scris André Malraux. Așa este și, asta și o poezie care rezumă, care aduce, focalizează, esențializează în câteva cuvinte exact natura umană. Și ascultă, se numește Lecția despre cub. Se spune așa, se ia un cub, se privește cu ochii mei, se privește cu ochii lui Homer, se răzuiește cu raze, se deltuiește cu dalte, se sărută cu gura mea, cu gura ta, dar mai ales cu gura infantei, până când cubul iese perfect. Apoi se ia un ciocan și se sfărâmă brusc un colț a cubului. Toți, dar absolut toți, zice vor, ce cub perfect ar fi fost acesta de n-ar fi avut un colț sfărâmat. Ai văzut, puiuțu tati? Asta este natura umană. Noi, datorită puținătății, fisurilor noastre, limitărilor care le avem, noi sfărâmăm colțul cubului și atunci nu este perfect, nu este perfecțiunea jurul nostru. Stricăm armonia. Stricăm armonia. Și noi... Paradisul pierdut. Absolut, foarte frumos. Și atunci, îngerașule, înțelegi că noi înșine devenim noi care promovăm lumina, noi care promovăm armonia, noi care promovăm vibrația, noi înșine devenim făpturi toxice. Prima dată suntem toxice cu noi și după aia cu ceilalți. Putem să ne autodevorăm. Exact. Dar și acum mi-a dat o idee frumoasă cu chestia asta care ai spus tu și pentru că timpul se cam termină eu, că așa nu este. Mai așa de mult timp. Am putea să ajungem la o concluzie și să pregătim data următoare când să ne întâlnim. Dar eu nu pot ca să nu zic o poezie care este absolut superbă și este inedită. Este o poezie care din păcate nu o știe multă lume, deși este o poezie de Mihai Eminescu, atât de frumoasă, nu se învață la școală, deși după părerea mea de profesor de limba română, aș pune-o pe prima pagină, o poezie atât de sensibilă și atât de... se numește Rugăciune. Și noi cu asta și putem să încheiem emisiunea noastră. Dacă vrei să spui ceva înainte, acum să spunem... Mai bine să încheiem cu... Să încheiem o poezie atât de frumoasă și de simplă și revelatoare pentru toată lumea. Spune, creasă alegându-te, în genunchiem rugându-te, ascultă a noastră plângeri creasă peste îngeri, din neguri te arată lumină dulce, clară, o maică preacurată și pururea fecioară, Marie. Noi ce din mila Sfântului facem umbră pământului, rugăm-ne îndurărilor, singurătății mărilor, ascultă a noastră plângeri creasă peste îngeri, fii zi de întărire și zi de apărare, o maică preacurată și pururea fecioară, Marie. Așa că, copilașilor, vă lăsăm sub lumina acestor versuri și sub sensibilitatea acestor versuri și sub delicatețea și gingășia acestor versuri, Claudiu Târnoveanu, eu și fratele meu Mircea Nicolae Mincea vă salutăm până ora viitoare, până data viitoare, că ora e de la clasă, până data viitoare când o să continuăm cu lucruri și mai frumoase, mult mai luminoase
și mult mai interesante. Cele bune se adună, cele rele se spele. Pa!